un haul. Un haul de produse cosmetice coreene. De data aceasta am dat comandă pe YesStyle. YesStyle este un site care vinde în mare parte lucruri coreene, de la haine, la mâncare, cred, nu sunt sigură, la mâncare, cosmetice și așa mai departe. Este pentru prima dată când dau comandă pe YesStyle, pentru că în momentul în care locuiam în România mi se păreau cam scumpe prețurile. Și apoi când m-am mutat în Hong Kong nu prea a trebuit să fac asta, având în vedere că sunt atât de multe magazine și outlet-uri de cosmetice aici. Cu toate acestea am ajuns să dau comandă pe YesStyle pentru că îmi doreau foarte mult o cremă de ochi. O cremă care mi-a fost recomandată de o persoană foarte drăguță. Dacă te uiți, te pup! Mulțumesc! Ok, și m-a făcut foarte curioasă în legătură cu crema aceea și am zis că trebuie neapărat să o încerc. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că mereu mă plâng de liniile din jurul ochilor, ridurile, dar să le zicem linii. Și el mi-a spus că a avut rezultate foarte bune cu această cremă, așa că am zis că trebuie să o încerc și eu, nu? Ok, și crema aceasta, am căutat crema pe internet și am fost direcționate către YesStyle și așa am făcut. Am făcut chiar două comenzi, așa că ce vedeți acum este parte din cele două comenzi. Un lucru interesant pe care, bineînțeles, nu-l știam, este că există și YesStyle Hong Kong. Ok, să începem și cred că este înțelept să încep cu produsul pentru care am făcut această comandă. Și acesta este produsul. Este o cremă de la Mizon, eu zic Mizon, Mizon, nu știu cum se pronunță, Mizon, Mizon, habarna, Mizon, ok. De la această firmă, este o cremă pentru fermitate. Și este o cremă cu colagen pentru ridurile din jurul ochilor, care îmbunătățește elasticitatea pielii și păstrează pielea fină și netedă. Și hidratată, bineînțeles, tot ceea ce vrem într-o cremă de ochi. O să folosesc, dacă o să văd rezultate, o să vă anunț. Dacă nu, continuăm. Folosim mai multe creme până găsim crema minune. Știu, singurul produs care poate scăpa de riduri, linii fine, de fapt, este retinolul. Am tot folosit retinol, nu mi se pare că am văzut vreun rezultat, așa că apelăm la creme, dacă nu, apelăm la injecții. Ok, continuăm. Deci avem această cremă, foarte drăguță. Acum să vă arăt două produse foarte interesante, două produse pe care le-am cumpărat împreună. Eu voiam să-mi cumpăr vitamina C, vitamina C pe care o am la acest moment s-a oxidat. Este important că atunci când cumpărăm vitamina C să ne uităm ca aceasta să fie transparentă, pentru că serurile cu vitamina C trebuie să fie transparente. Sunt foarte multe companii care folosesc un colorant, pentru că trebuie să știți că această vitamină, vitamina C, oxidează, țelurile cu vitamina C oxidează, iar folosind coloranți, păcălesc puțin cumpărătorul, crezând că vitamina C, știți, galbenă, trebuie să fie galbenă, nu, de fapt, în momentul în care a oxidat, nu-și mai face efectul atât de bine sau chiar deloc. Deci, de aceea am hotărât că următorul produs cu vitamina C să fie unul sub formă de pudră. Și am luat acest produs. Este vitamina C, 100%, sub formă de pudră. O să citesc, este de la firma Eliza Becca, Milky Piggy. Și aceste două produse trebuie folosite împreună. Acesta este vitamina C, sub formă de pudră. Iar acesta este un ser. Un ser pentru uniformizarea tenului. Văd că aceste două produse trebuie folosite noaptea, pentru că scrie before you sleep, take an appropriate amount of the contents and mix with Eliza Becca serum for use. Apply the mixed serum thinly to all parts of the face except for the eyes and around the eyes. And sleep immediately after approximately 10 minutes. Okay. Deci, acest produs se pare că trebuie folosit seara. Eu de regulă foloseam vitamina C dimineața, dar o să urmez instrucțiunile de pe ambalaj.
Da, deci aceste două produse trebuie mixate și trebuie aplicate înainte de culcare. Le punem și pe ele aici. Arată foarte drăguț. Produsele de la Eliza Vanka sunt foarte, foarte drăguțe. Continuăm cu un alt produs de la această firmă. Un produs pe care sunt tare, tare, tare încântată și tare curioasă. Este o cremă, dar este o cremă foarte interesantă. De exemplu, o cremă cu acid hialuronic, este o cremă pentru hidratare. Asta e o cremă cu 50%, cred. Da, cu 50% acid hialuronic. O cremă pentru hidratare și pentru uniformizarea nuanței tenului. Dar această cremă vine sub formă de budincă și este foarte interesantă. Ok. Și acesta este. Și aici avem un ursuleț iepuraș. Nu. Și aici avem un iepuraș care are pielea tare uscată și este plin de riduri, dar după ce folosește, dar aici are fața albastră pentru că folosește această cremă și fața își recapătă suflețea și hidratarea mult dorită. Cum ziceam, produsele de la Eliza Vanka sunt tare, tare, tare drăguțe. Ambalajul produselor coreene este de regulă tare drăguț. Ok, trecem mai departe. Trecem mai departe la un produs pe care l-am încercat pentru prima dată în liceu și l-am iubit. Așa că sunt tare încântată să-l încerc din nou. Este un toner, un toner cu lapte pentru uniformizarea culorii tenului. Un toner de la Secret Key. Țin minte că atunci când am folosit pe acesta în liceu, care am văzut o diferență în felul în care mi-arată tenul meu. Tenul era mult mai luminos și culoarea mult mai uniformă. Deci sper că asta să se întâmple și acum, pentru că în ultima perioadă mi-am făcut foarte, foarte, foarte multe semne de la coșuri, pentru că nu le-am lăsat în pace. Acum un lucru neinteresant. Mi-am luat un cleșișor pentru gene. De când m-am mutat în Hong Kong, nu am folosit unul. Așa că am zis că este timpul să îmi iau un cleșișor pentru gene. Un alt produs de care sunt tare încântată este această mască. Este o mască sub formă de geleu. O mască pe care mi-am dorit-o de foarte mulți ani. Dacă ați urmărit-o vreodată pe Bob's Beauty, ea vorbea despre masca asta și spunea că este atât de bună. O folosea în momentul în care locuia în Hong Kong. Ghiciți ce? Și acum mi-a venit și mie timpul să o folosesc. Este o mască făcută în Taiwan. O mască de la firma Annie's Way Jelly Mask Collection. Este cea pentru luminozitate. Dacă nu v-ați prins, asta este celul meu. Vreau ca tenul meu să fie luminos, vreau ca tenul meu să fie hidratat și uniform. Această mască are ca și ingrediente principale arbutin, dacă o fi așa în română, mă scuzați, și acid hialuronic. Arbutin fiind ingredientul care oferă luminozitate tenului, iar acidul hialuronic, bineînțeles, oferă hidratare. Ok. Trecem mai departe. Mai departe am acest ampiu, acest ser de la Mizon. Ser cu melc. Serul acesta l-am încercat acum câțiva ani. La momentul de față am o sticluză și pentru că îmi place destul de mult, am zis că este momentul să am unul de rezervă, având în vedere că produsele de la firma Mizon nu se pot găsi în Hong Kong în magazinele fizice, ci doar pe internet, așa că am zis că tot dau comandă de celelalte produse să am și unul de rezervă. Acesta este un ser cu extract de melc, un ser pentru hidratare și pentru reparare, nu? Un ser care conține 80% extract de melc. Și tot din seria creme cu melc, o am pe aceasta de la Mizon. Am luat-o pe aceasta. La momentul de față o am pe cea cu
melc negru, dar de fapt aceasta este crema lor faimoasă, crema lor, cred că asta este crema lor cea mai bună. Așa că am zis că trebuie să o încerc și pe aceasta. Îmi place destul de mult crema cu extract de melc african, dar dacă aceasta este crema lor faimoasă, înseamnă că aceasta trebuie să fie mai bună, nu? Pentru păr, mi-am cumpărat acest leave-in conditioner, nu e așa? Este un balsam, un balsam de după spălare, tot de la firma Eliza Veka. Așa că vedeți ambalajul drăguț. Și dacă deschidem, să-mi crească părul exact ca lui Rapunzel. Wow! Așa o să-mi crească și mie părul, așa o să fie eu după folosirea acestui produs. Dar acum părul nu este până în jurul taliei. Da, la talie, la buric. Atunci, după ce să-l folosesc, o să mă atur cu părul pe jos după ce folosesc acest produs. Fiți pe față. Ok. Și aici avem niște ochișori tare drăguți și tare amuzați. Și acesta este produsul. Eu o să fiu asta. Eu. Miroase interesant. Miroase ca un produs de păr, scrie în corean, așa că nu știu exact ce și cum. Ah, gata. După șamponare, usucă părul cu un prosop și apoi aplică o cantitate necesară pe părțile în care părul este degradat. Este recomandat ca acest produs să fie aplicat după șamponare pe părul uscat cu prosopul. Și apoi se poate folosi și în fiecare zi ca tratament extra pentru a-ți repara părul. Deci de asemenea să-mi crească părul foarte, foarte mult pentru că o să-mi repare acest produs. Și ne apropiem de finalul acestui haul, întrucât mai am să vă arăt doar două produse. Am să vă arăt un parfumel de mână, de geantă, nu de mână, de geantă. Un parfumel Rolon de la firma Acu. Nu știu cum se pronunță. Este un parfum cu Rolon. Este un parfum Rolon. Este un parfum pe care vreau să îl car în geantă, bineînțeles. Acesta este cu... Se vede? Nu se vede. Cu... bujor. Să vedem dacă miroase ca bujorul. N-a zice. Miroase mai degrabă trandafir, dar la trandafir din acela din parfum pentru doamne mai în vârstă, mai foarte în vârstă pentru bunicuțe. Nu-mi place cum miroase. Aveam așteptări foarte mari de la acest produs, dar sincer miroase ca un parfum pentru bunicuțe. Hai, acum începe să aibă un miros mai floral, dar parcă tot aduce în zona aceea un parfum pentru bunicuța mea. Cred că bunicuța mea ar fi tare încântată dacă i-aș da acest parfum, bineînțeles. Ea adoră parfumurile. Nu știu dacă o să-l folosesc. O să-l folosesc dacă l-am cumpărat, dar nu o să fie neapărat un parfum care mă pune într-o stare foarte bună. Pentru că parfumul preferat mereu îmi ridică spiritul. Și ultimul produs pe care l-am luat este acesta. Sunt niște suplimente cu colagen și cu alte lucruri. Aici sunt 120 de pastiluțe. Nu știu cum, în acest pachetel sunt 120 de pastiluțe. Știu că trebuie să iau 6 pe zi. Uite aici o să fiu extrem de drăguță și la păr și la față după ce le iau. O să deschid imediat să vedem ce și cum. Deci o să desfac aceste vitamine pentru că sunt tare curioasă. Și în timp ce le desfac o să vă zic un lucru. Nu! Pur și simplu pastile. Nu știu de ce, pe site am înțeles că erau pastile împachetate în câte o punguță individuală și erau 6 pastile diferite pe care trebuie să le iei în fiecare zi, dar pur și simplu sunt pastile, toate arată la fel. De ce am înțeles eu altceva oare?
Știți ce? O să mă uit pe site și vedem de ce am înțeles. Tocmai ce am verificat site-ul și nu pot să-mi dau seama de unde am avut eu impresia că o să vină câte 6 pastiluțe într-un pachet. Habar n-am. Nu, toate pastilele sunt la fel. Dar au mai multe ingrediente. Sunt... ce mai au pe acolo? În afară de colagen mai e și vitamina B nu știu care. Și probabil faptul că trebuie să iau câte 6 pastile deodată m-a dus în eroare, eu crezând că fiecare pastilă este o anumită vitamină sau un anumit supliment alimentar. Cred că din cauza asta. Da, vitamina B1, vitamina B2, colagen. Ok, deci acum să trecem peste mica mea prostioară și să vorbim despre colagen, atât în produsele cosmetice cât și în suplimentele alimentare. Atunci când vine vorba de skincare, îmi place foarte mult să-mi iau informațiile de la persoane avizate. Așa că de cele mai multe ori mă uit la videoclipurile medicilor dermatologi sau a esteticienilor. Este un estetician pe care îl urmăresc de ceva timp, care vorbește de atât de operații estetice cât și despre feluri prin care îți poți face tenul să arate mai bine, de tot felul de proceduri care ajută la diverse lucruri. Și vorbea despre colagen și cum este foarte bine să luăm suplimente cu colagen și că acestea au fost dovedite, au făcut studii. Persoane care au luat colagen într-adevăr au văzut rezultate pozitive la nivelul tenului. Și de asemenea doctorul acesta a mai spus că molecula de colagen este prea mare pentru a pătrunde în piele, la fel cum este și molecula de peptide, parcă, și încă ceva. Deci, dacă vedem produse cu colagen, mai degrabă să luăm supliment cu colagen decât să luăm o cremă care zice că are colagen în ea, pentru că colagenul nu reușește să pătrundă în piele fiind molecula prea mare. Toate acestea fi spuse, știu că această cremă are colagen, dar pe lângă colagen mai are și alte ingrediente. Așa că nu am luat-o pentru că are colagen, ci am luat-o pentru că mi-a fost recomandată ca fiind o cremă care ajută la diminuarea apariției ridurilor, pentru că eu nu cred că vreo cremă ajută la diminuarea ridurilor. Cred că dacă o să văd rezultate cu această cremă, în momentul în care o să încetez să folosesc crema, nu o să mai văd rezultate. Eu nu așa cred. Dar acum să vedem. Și acum am ajuns la finalul acestui clip. Acestea sunt produsele pe care le-am cumpărat de pe YesStyle, de pe YesShop să le folosesc și sper să am rezultate foarte bune, extraordinare. Așa că dacă o să am rezultatele dorite, o să vă țin la curent. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și ne vedem data viitoare!